Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul Grădinărim Împreună. Eu sunt Andreea și astăzi vreau să vă prezint două produse extraordinare pentru grădina dumneavoastră, care vă pot ajuta să îmbunătățiți calitatea solului și să creșteți sănătatea plantelor într-un mod absolut natural. Știți foarte bine, mai ales cei care ne urmăriți, iar dacă nu ne urmăriți și sunteți pentru prima dată pe acest canal, nu uitați să dați abonare, este complet gratuit. Noi folosim doar metode bio sau cât mai bio de combatere a bolilor și dăunătorilor, de aplicarea fertilizărilor, a tratamentelor preventive, mai ales că tot ceea ce producem este pentru consum propriu. Aceste produse fac parte dintr-o abordare ecologică care respectă mediul și care ne oferă rezultate excelente fără a folosi chimicalele nocive. Așa că dacă sunteți în căutarea unor produse sustenabile și eficiente, rămâneți cu mine să aflați despre ce este vorba, cum se folosesc și ce conțin. Aceste produse sunt biochar sau cărbunele biovegetal și oțetul de lemn. Atât cărbunele biovegetal cât și oțetul de lemn au fost folosite încă din antichitate de legumicultor și grădinar, însă odată cu trecerea timpului și odată cu apariția chimicalelor, acestea au fost date uitării. Sunt însă grădinari la început de drum, care nu cunosc aceste metode naturale pe care le pot folosi în grădina lor pentru a avea plante sănătoase. De aceea am hotărât astăzi să vorbesc despre ele. Iar acum să vedem ce este biochar-ul și ce este oțetul de lemn. Biochar-ul sau cărbunele biovegetal, după cum îi spune și numele, este un tip de cărbune obținut din resturi vegetale. Este un material negru, poros, cristalin, bogat în carbon, inodor și este folosit pentru a îmbunătăți calitatea solului. Are capacitatea de a reține nutrienții și contribuie la îmbunătățirea structurii solului. Mai mult de atât, biochar ajută la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, deoarece captează carbonul și îl blochează în sol pentru o perioadă foarte lungă de timp. Practic, nu vă ajută doar în grădină, ci vă ajută și în lupta împotriva schimbărilor climatice. Anul acesta putem spune că am avut parte de schimbări climatice majore și anormale, practic, deoarece, mai ales în zona noastră, în luna ianuarie am avut temperaturi de 12-13 grade Celsius. În luna septembrie, la început, am avut 36 de grade Celsius și brusc, în decurs de nicio săptămână, că temperaturile au scăzut până la 11-12 grade Celsius. Este un șoc pentru plantele care le avem în grădină, este un șoc nu numai pentru plante, ci și pentru noi oamenii. Un alt avantaj al acestui cărbune biovegetal este că poate fi folosit în aproape orice tip de sol. Dacă aveți un sol sărac în nutrienți, biochar vă ajută să îmbunătățiți fertilitatea acestuia. Însă, dacă aveți un sol compact, biochar ajută la aerarea lui și prin aceasta ajută și rădăcinile să aibă mai mult spațiu și să se dezvolte mult mai bine. Iar acum să vedem și cum se aplică biocharul. El poate fi folosit în mai multe moduri. Poate fi aplicat direct în sol, pe un metru pătrat de pământ, se adaugă 1
maxim 2 kg de cărbune. Poate fi folosit și la suprafața solului, sub un strat de mulci, sau poate fi introdus în compost. El mai poate fi folosit și la plantarea răsadurilor și pomilor fructiferi. Iar acum să vedem ce este oțetul de lemn. Oțetul de lemn conține peste 200 de compuși organici și este un excelent biostimulator de creștere pentru fructe și legume, pentru gazon, poate fi folosit cu succes și la tuia, la viță de vie, la flori și la cereale. Este un bun repelent natural împotriva dăunătorilor și poate combate anumite tipuri de ciuperci, ceea ce îl face un fungicid foarte eficient. Un alt beneficiu al oțetului de lemn este că ajută la descompunerea mai rapidă a materiei organice din compost. La plante, oțetul de lemn se poate folosi atât foliar cât și radicular. Foliar se amestecă 10 ml de oțet de lemn într-un litru de apă și se tropesc plantele dimineața de vreme sau seara după ce soarele apune. Radicular se adaugă 5-10 ml de oțet de lemn într-un litru de apă și se udă cu 500 de ml de amestec. Vreau să menționez faptul că foliar, oțetul de lemn se poate folosi doar până la apariția primelor flori. Odată ce au apărut florile, se va folosi doar radicular. Pentru dezinfectarea solului se adaugă 20 de ml de oțet de lemn într-un litru de apă. Iar pentru udarea compostului, la fel, se folosesc 20 de ml de oțet de lemn într-un litru de apă și se udă compostul. Astăzi eu voi folosi oțetul de lemn la udarea castraveților. Îi voi uda deoarece castraveții sunt în plină floare, au chiar și mici castraveciori și evident că nu putem folosi foliar. Mai multe detalii despre aceste produse veți găsi în linkul pe care atașez în descrierea acestui material video. Pe site veți găsi și un pachet special pentru toamnă, unde dacă îl achiziționați, beneficiați și de o reducere de 15%. Vă recomand cu drag aceste produse. Sper ca informațiile ce vi le-am furnizat în acest material video să vă fie de folos. Iar dacă vi se pare util și interesant, să distribuiți și prietenilor dumneavoastră. În așa fel, mai multe persoane vor folosi metode naturale în grădină, având în vedere că trebuie să avem grijă de sănătatea noastră și a celor dragi nouă. Iar până data viitoare, sănătate și numai bine! La revedere!